Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip despre obținerea rezidenței în Anglia, Marea Britanie, UK. O să vă arăt tot procesul, cum intrăm pe Google, ce tastăm ca să ajungem pe site-ul Guvernului Britanic și cum facem aplicația de la A la Z într-un mod cu totul gratuit. O să începem cu verificarea identității, o să vă arăt pas cu pas cum facem verificarea identității, astfel încât să nu mai fie nevoie să mergem la un centru pentru amprente și așa mai departe. Ulterior vom intra în aplicație, vom începe să răspundem la întrebări și o să vă explic ce trebuie să răspundem ca să aplicăm pentru pre-settled status, ce trebuie să răspundem ca să aplicăm pentru settled status, cum răspundem dacă vrem să aplicăm prin intermediul unui membru al familiei. O să vă arăt cum declarăm motivul bine întemeiat și o să vă arăt o mulțime de lucruri și explicații până la finalul acestei aplicații. Deci facem totul de la A la Z. Mulți dintre voi o să mă întrebați dacă puteți să obțineți rezidența sau nu o puteți obține. Aș vrea să vă spun că nu pot să răspund la o astfel de întrebare. Este vorba de circumstanțele personale, da? Aplicația o puteți face. Nu zice nimeni nu, dar nu oricine este eligibil. Este important să vă informați înainte să aplicați. Dacă tastați pe Google cuvintele rezidență Anglia Cosmin Ungaen, veți găsi acest articol pe care l-am scris și în care am explicat aproape tot sistemul de rezidență. Am lucrat foarte mult timp la acest articol, acesta este conținutul. Găsiți în acest articol o mulțime de informații. Vă recomand să citiți prima dată acest articol, să vă informați și ulterior să veniți alături de mine pe site-ul Guvernului Britanic și să facem împreună aplicația. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și desfășor un proiect împotriva corupției prin care creez tot felul de videoclipuri informative, cum se obțin acte, metode de țeapă și așa mai departe. Postez și pe Facebook, și pe TikTok, și pe YouTube. Scriu articole pe site-ul meu în limba română despre obținerea actelor și prin tot ceea ce fac ofer ajutor gratuit tuturor românilor care își doresc să învețe sistemul din această țară. Dacă vă place ceea ce fac și doriți să îmi susțineți activitatea, puteți să apăsați chiar acum butonul like. Acest lucru va ajuta algoritmul să fie văzut videoclipul de cât mai mulți români. Dacă doriți să primiți notificări atunci când postez videoclipuri noi pe acest canal de YouTube, puteți să apăsați butonul de abonare din dreapta și ulterior apăsați pe clopoțel și porniți toate notificările. Eu nu prestez servicii contra cost. Dacă doriți să susțineți proiectul meu financiar, de asemenea afișez aici detaliile bancare ale proiectului meu, unde puteți să faceți oricând orice donații doriți. Înainte să începem, vreau să vă atrag atenția asupra câtorva lucruri importante cu privire la această aplicație pe care o vom face împreună. Există posibilitatea ca pe parcursul aplicației să simțiți că vă ia creierii foc. Vreau să știți că este ceva normal, am trecut și eu prin acest proces. Este o chestie prin care trecem în momentul în care învățăm tot felul de lucruri noi. Ca să vă faceți viața mai ușoară, eu vă recomand să aveți în față două ecrane. Un ecran pentru a urmări acest videoclip și unul pentru a completa aplicația. Vă recomand să urmăriți acest videoclip până la final, ca să căpătați o idee asupra ceea ce vom face și ulterior să-i dați din nou start și să începeți să completați aplicația. Pe parcursul videoclipului o să scot în evidență anumite idei și o să afișez text pe ecran. În acel moment vă recomand să puneți pe pauză și să analizați textul afișat și ulterior să continuați. Este bine de știut și faptul că întrebările nu sunt aceleași pentru toți. Am încercat să cuprind cât mai multe variante. Dacă întâmpinați anumite situații și credeți că nu vă descurcați, puteți să vă înscrieți în grupul meu de pe Facebook și să veniți cu o postare acolo, să puneți o imagine clară cu întrebarea și noi vom încerca să vă ajutăm. Sunt o mulțime de lucruri de luat în considerare înainte să completați aplicația. Așa că vă recomand, intrați în articolul pe care l-am scris, citiți-l și ulterior veniți să continuăm și să facem împreună această aplicație până la final. Cu acestea fiind spuse, haideți să trecem la treabă. Pentru a accesa sistemul oficial, tastăm pe Google cuvintele Apply for Settlement și dăm click pe primul link care ne este afișat din partea site-ului gov.uk, care este site-ul Guvernului Britanic.
Pe această pagină găsim toate informațiile cu privire la acest sistem. Suntem aici la Apply to the EU Settlement Scheme și vom da click pe butonul verde Start Now. Pe această pagină avem câteva informații generale pe care vă recomand să le citiți, să le traduceți ca să căpătați o și mai bună înțelegere asupra acestui sistem. Deci va trebui să ne dovedim identitatea, avem nevoie de o adresă de e-mail și de un număr de telefon. Aici ne informează ce documente putem să folosim în funcție de cetățenia pe care o avem. Dacă suntem cetățeni ai Uniunii Europene, putem să folosim un pașaport sau un buletin. Eu vă recomand tuturor celor care aplicați să aveți un pașaport biometric, este vorba de pașaportul cu amprentă. Și după ce vom dovedi identitatea, putem să ne întoarcem pe această pagină și să ne conectăm în aplicație, dar prima dată trebuie să ne dovedim identitatea. Deci acesta este primul pas, dovedim identitatea, dăm click pe Prove Your Identity. Întrebare este dacă ne aflăm în Regatul Unit. Răspundem sincer, da sau nu. Persoana pentru care eu aplic în acest moment se află în Regatul Unit, așa că o să răspund cu da și continuăm. Pentru a ne ajuta să îți confirmăm identitatea, avem nevoie să îți verificăm documentul de identitate. Și aici avem trei opțiuni prin care noi putem să le oferim documentul de identitate spre verificare. După cum am mai spus, o să folosim un pașaport biometric, deci ne vom folosi de aplicația EU-Exit ID Document Check. Și ne informează ei aici că o putem descărca și pe Android și pe iPhone. Ce facem în momentul acesta? Mergem pe Magazin Play și descărcăm această aplicație. Aceasta este aplicația și acum vreau să trecem prin aceste informații de bază, să vedem ce ne informează sistemul. Glișăm și citim câteva informații, deci ne spune că vom avea nevoie de documentul de identitate pentru a completa acest pas și că după ce vom finaliza această aplicație putem să ștergem aplicația de pe telefon. Va trebui să facem o poză a documentului de identitate, va trebui să folosim funcția NFC a telefonului pentru a scana chipul din pașaport, va trebui să ne scanăm fața și ne informează aici că dacă aplicați pentru un copil de 9 ani sau sub 9 ani, nu va fi nevoie să îi scanați fața. Și de asemenea, va trebui să facem un selfie pentru a se asigura că documentul pe care îl folosim ne aparține. Înainte să apăsăm butonul Start, vă recomand să activați funcția NFC, care este aceasta. Păstrați această funcție activată, cu ajutorul ei vom scana chipul din pașaport. Iar în acest moment putem să dăm start. Din anumite motive de securitate, aplicația nu îmi dă voie să folosesc întotdeauna screen recorder-ul, așa că va fi nevoie să filmez cu un alt telefon acest proces. Pe această pagină avem niște informații generale, termeni și condiții, despre confidențialitate și despre folosirea cookie-urilor. Pentru a continua, dăm click pe butonul OK. Ne întreabă dacă aplicăm la EU Settlement Scheme. Acest lucru include și aplicație simplă pentru pre-settled status și aplicație simplă pentru settled status și aplicație pentru a face trecerea de la pre-settled status la settled status. Așa că dăm click pe Yes. Aici ne întreabă dacă suntem cetățeni ai EEA, România face parte din EEA, dăm click pe Yes. Ce document vei folosi pentru a aplica? După cum spuneam, recomand tuturor ca în momentul în care faceți această aplicație să aveți un pașaport, așa că vom da click pe pașaport. În acest moment vom face o poză pașaportului, dăm click pe Continue și facem poza. Imediat după ce am trimis poza din fața pașaportului, mi s-a afișat această pagină pentru a introduce un cod de 6 cifre. Și acum o să ne întrebăm cum au ajuns ei să trimită codul. Aplicația aceasta pe care eu o fac în acest moment este o trecere de la pre-settled status la settled status.
Sistemul a detectat automat că acest pașaport aparține unei persoane care are pre-settled status. Și făcând o verificare automată la contul acela de imigrare, au luat numărul de telefon din acel cont de imigrare existent și au trimis codul de acces. În acest moment o să introducem codul de acces și continuăm. În acest moment va trebui să accesăm chipul pașaportului. Și vreau să vă arăt live cum se face acest lucru, v-am mai arătat și în alte videoclipuri. Deci avem pașaportul în față, aici se află chipul. Ce vom face? Dăm click pe continuă. Și ne și arată cum trebuie să poziționăm telefonul pe pașaport. Deci asigurați-vă că funcția NFC este activată. Dacă telefonul vostru nu are funcție NFC, vă recomand să apelați la un prieten. Și în acest moment ar trebui să înceapă scanarea pașaportului. O să mutăm până telefonul găsește. În momentul în care apare această imagine, este foarte important să nu mai mișcați. Și după cum puteți vedea, informațiile au fost verificate cu succes. Dăm click pe butonul OK. În acest moment trebuie să ne scanăm fața. Din nou trebuie să ne asigurăm că lumina este bună în cameră și ne informează aici sistemul că telefonul trebuie ținut la aproximativ 20 de centimetri. Deci este foarte important ca fața să fie încadrată în cercul care ne va fi afișat. Ecranul va începe să-și schimbe culorile, verde, albastru, roșu, galben. Nu trebuie să vă speriați, acesta este procesul prin care se face scanarea feței. Dacă ați finalizat scanarea feței cu succes, vă este afișat acest mesaj. Dăm click pe OK. Acum trebuie să ne facem un selfie. Această poză va apărea în contul de imigrare online. În momentul în care ne dovedim drepturile unui angajator, unui proprietar și așa mai departe, ei vor putea să vadă această poză. Și dăm click pe butonul verde Use Camera. După ce am trimis selfie-ul, ne este afișată această pagină cu informațiile pe care ei au reușit să le extragă din pașaport. Verificăm aceste informații și dacă sunt corecte, dăm click pe butonul verde de trimitere a informațiilor. Detaliile cu privire la identitatea noastră au fost trimise. În acest moment vom completa aplicația pe site-ul guvernului britanic gov.uk. Sistemul ne informează că putem să completăm aplicația în acest moment dând click pe acest buton de continuare sau putem să închidem această aplicație și să accesăm chiar de pe un calculator. Ca să fie totul mai simplu, voi accesa în continuare aplicația de pe calculator. Mă voi conecta de acolo pentru că îmi va fi mult mai ușor ca să explic cum se completează până la final. Acesta a fost primul pas. Tocmai am terminat cu verificarea identității. În momentul în care am finalizat confirmarea identității, sistemul britanic ne-a creat automat un cont de imigrare pe care noi acum putem să îl accesăm. Haideți să vă arăt. Același proces, tastăm pe Google Apply for Settlement, dăm click pe primul link, suntem la secțiunea de aici, Apply to the EU Settlement Scheme, dăm click pe Start Now și pe această pagină, data trecută am dat click pe Dovedirea Identității, acum nu mai avem treabă cu acest buton, Dovedirea Identității este finalizată, ceea ce facem în acest moment, ne conectăm în aplicație dând click pe butonul verde de sign in. Pentru a ne conecta, ne întreabă ce document am folosit în momentul în care am aplicat. Noi am folosit un pașaport. Introducem numărul pașaportului, care este data ta de naștere, ziua, luna, anul și ne mai întreabă cum vrem să primim codul de securitate pentru a ne conecta. Îl primim prin telefon sau prin e-mail. Bifăm una dintre aceste variante. Dăm click pe butonul de continuă, introducem codul de acces și am ajuns în contul de imigrare. Imediat cum ajungem în contul de imigrare,
ne sunt afișate aplicațiile pe care le-am făcut până în acest moment. Avem aplicația de astăzi, din data de 28 ianuarie 2023. Dăm click pentru a continua această aplicație sau dăm click pentru a șterge această aplicație dacă nu dorim să mai continuăm. Și de asemenea, mai există o aplicație, se pare, în acest cont de imigrare din data de 1 mai 2020. Și vedeți, aici avem un buton pentru a oferi mai multe evidențe sau fotografii. Deci am început o aplicație, probabil am făcut eu niște teste perioada aceea, aplicația a rămas înregistrată și sistemul ulterior a solicitat mai multe evidențe pe care eu nu le-am mai încărcat. Atenție și voi, s-ar putea ca după ce completați această aplicație să găsiți un astfel de buton mai târziu în aplicație. De aceea este important să vă conectați peste câteva zile din nou în aplicație să vedeți care este starea cererii. De asemenea, vreau să vă informez că acesta de aici este codul UAN. Acest cod este important să vi-l notați. Puteți să-l puneți undeva la note, în telefon, pentru că s-ar putea să aveți nevoie pe viitor. Dacă, de exemplu, sunteți părinți și vreți să aplicați pentru copiii voștri, trebuie să folosiți acest cod UAN. Codul acesta trebuie să-l puneți în aplicația unui copil, dacă vreți să aplicați pentru el, și invers. Dacă, de exemplu, sunteți copii, părinții voștri când aplică, trebuie să introducă acest cod UAN în aplicația lor, pentru ca sistemul să vadă legătura dintre voi, relația părinte-copil. Și în acest moment, haideți să continuăm aplicația pe care am început-o astăzi și dăm click aici pe butonul verde Continue Application. Acestea sunt secțiunile pe care trebuie să le completăm. Identitatea a fost deja completată, poză digitală este deja completat acest pas. Acum trebuie să le luăm pe acestea la rând care au mai rămas și să le finalizăm. Dăm click pe Application Type. Bun, dacă ai fost în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020. Cine a fost înainte de această dată răspunde cu da, cine nu a fost răspunde cu nu. Acum o să fac o simulare. Prima dată răspund cu nu și vă arăt un anumit exemplu de aplicație, apoi o să mă întorc și o să răspund la această întrebare cu da. Deci vreau să dau un exemplu pentru cei care sunt părinți și sunt în România, sunt dependenți de cineva din Regatul Unit și vor să aplice în baza unui membru al familiei. Sau, de exemplu, există un copil în România care vine în Regatul Unit și vrea să-i se alăture părintelui. Și nu a mai fost în UK înainte de 31 decembrie 2020. Poate copilul sau părintele a ajuns anul acesta, în anul 2023. Și vom răspunde cu nu la această întrebare. Continuăm. Ne întreabă dacă persoana care aplică a aplicat în trecut pentru Family Permit, să presupunem că nu. Nu a aplicat nici în 2021. Persoana nici nu are dublă cetățenie și nici nu a avut în trecut dublă cetățenie. Și în acest moment ne informează că această aplicație este făcută în baza unui membru al familiei. Vă recomand să citiți voi aceste informații, că s-ar putea să vă bag în ceață dacă vă dau prea multe informații, pentru că sunt multe de zis. Dăm click pe butonul de continuare și ne întreabă cum aplicăm. Deci dacă sunteți un părinte din România sau un copil din România sau o persoană din România care vrea să vină și să se alăture unui membru al familiei, dăm click pe această variantă. Prima variantă și continuăm. Și acum ne întreabă. Membrul familiei care se află în Regatul Unit și la care vrei să mergi a aplicat pentru EU Settlement Scheme? Evident că a aplicat. Și acum te întreabă cine este membrul familiei tale care se află în Regatul Unit? Poate este soțul sau partenerul civil, poate este un partener necăsătorit, un părinte sau un gardian, poate este un
bunic, copil și așa mai departe, nepot. Selectați ce relație vi se aplică. Dacă, de exemplu, sunteți un părinte în România și vreți să aplicați în baza copilului, veți bifa copil. Dacă este în România un copil care vrea să vină la părintele lui în Regatul Unit, va bifa aici. Și acum avem aici trei căsuțe care sunt importante și trebuie completate cu detaliile persoanei care deține deja rezidență. Introducem aici prenumele, mă scuzați. În cazul meu ar fi Cosmin. Și numele de familie al persoanei care se află în Regatul Unit și la care noi vrem să mergem. Și foarte important această căsuță, codul UAN. Deci persoana care se află în Regatul Unit a aplicat pentru rezidență. În momentul în care a aplicat, i s-a oferit un cod pe care noi îl numim UAN. Acest cod trebuie introdus în această aplicație și continuăm. Ne aflăm pe pagina unde verificăm răspunsurile pe care le-am oferit până în acest moment. Mă opresc aici, am vrut să vă arăt o simulare, am vrut să vă arăt cum trebuie să răspundeți dacă vreți să aplicați în baza unui membru al familiei. Acum o să mă întorc la început. Să schimbăm situația, o să răspund ca și cum sunt o persoană care am fost în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020 și vreau să fac o aplicație individual. Dăm click pe butonul Yes și continuăm. Te întreabă dacă ai 5 ani de rezidență continuă în Regatul Unit. Dacă ai 5 ani de rezidență, răspunzi cu da și s-ar putea să nu mai fie nevoie să introduci alte evidențe dacă ți-ai plătit taxele într-o perioadă de 5 ani consecutivi. Ca să complic un pic lucrurile, o să spun că nu există 5 ani de rezidență continuă și continuăm. Te întreabă dacă ai fost în Regatul Unit pe data de 31 decembrie 2020. Să spunem că da, începând cu data de 31 decembrie 2020, ai petrecut mai mult de 6 luni în afara Regatului Unit, mai mult de 6 luni pe an. Ideea este că o persoană care a petrecut mai mult de 6 luni pe an în afara Regatului Unit, începând cu data de 31 decembrie 2020, nu mai este eligibilă . Foarte importantă această întrebare. Sistemul ne întreabă de ce aplicăm după termenul limită. Noi trebuie să oferim un motiv bine întemeiat pentru care mai facem aplicații în acest moment. Știm cu toții că termenul limită pentru a face aplicații în mod normal a fost 30 iunie 2021. Cu toate acestea există anumite aplicații care încă se pot face în acest moment. Sistemul ne înțelege. De exemplu, dacă doriți să aplicați pentru un copil, puteți să spuneți că părintele sau gardianul nu a știut că trebuie să aplice. Puteți să bifați această variantă. Dacă ați avut probleme de sănătate, puteți să bifați una dintre aceste variante. Dacă, de exemplu, din anumite motive nu ați aplicat, poate nu ați știut că trebuie să aplicați, nu cunoașteți limba engleză, ați avut probleme cu aceste sisteme online, nu cunoașteți sistemul digital, nu știți cum să navigați, puteți să folosiți acest motiv și să spuneți. Puteți să oferiți ca detalii, puteți să scrieți. Am găsit o persoană pe YouTube care m-a învățat pas cu pas cum să fac această aplicație. Recomandarea mea pentru voi este să verificați toate aceste răspunsuri și să bifați răspunsul unde credeți că vă încadrați
cel mai bine în baza circumstanțelor personale. Și din nou, dacă aveți nevoie de sfaturi, vă recomand să vă înscrieți în grupul meu și să puneți o întrebare, explicați-ne cine sunteți și așa mai departe, de ce nu ați aplicat și unde v-ați încadra cel mai bine. Deci bifați un motiv bine întemeiat și continuăm. Îmi este afișată această căsuță și mă pune să ofer mai multe informații, să spun motivul pentru care aplic după termenul limită. Am bifat varianta cu nivelul de limba engleză și cu cunoștințele în calculatoare, că nu m-am descurcat. Și aici trebuie să ofer o descriere. Și aici pot să scriu. Nu mă descurc cu limba engleză, nu știu să folosesc calculatorul și așa mai departe. Am găsit o persoană care explică pe YouTube și acum știu să fac aplicația pas cu pas. Explicați în limba engleză, rugați pe cineva să vă ajute dacă nu vorbiți limba engleză. Pe scurt, aici un motiv în 300 de caractere și continuăm. Am ajuns la întrebările de mai devreme. Dacă avem dublă naționalitate, o să păstrez lucrurile simple. O să spun că nu am avut nici în trecut alte naționalități. Și acum mă întreabă dacă am un document care certifică că eu dețin o rezidență permanentă. Cei mai mulți dintre noi nu avem, o să răspund cu nu și continuăm. Ne întreabă dacă în trecut ni s-a oferit statutul indefinit Live to Remain, ILR. Celor mai mulți dintre noi nu ni s-a oferit, o să răspund cu nu. Dacă există o persoană care a primit ILR în trecut, să răspundă că da. Ne întreabă dacă dorim să aplicăm bazați pe un membru al familiei din Irlanda de Nord. Nu dorim să facem acest lucru, cei mai mulți dintre noi. Pe această pagină verificăm răspunsurile, dacă ceva este greșit putem să dăm change și să schimbăm. Foarte important, deci repet, acesta este motivul bine întemeiat. Eu am specificat că aplicația nu a fost făcută la timp din cauza cunoștințelor pe calculatoare sau din cauza nivelului de limbă engleză. Aici trebuie să oferim informații cu privire la motivul de mai sus. Momentan am scris ceva pe scurt, ca și cum fac o aplicație de test. Nu avem dublă naționalitate și așa mai departe. Verificăm răspunsurile și continuăm. Minunat! Tocmai am finalizat cea de-a doua secțiune. Trecem mai departe și dăm click pe rezidența în Regatul Unit. Te afli în Regatul Unit în acest moment? Da sau nu? Răspundeți sincer. Puteți să aplicați pentru rezidență și dacă vă aflați în Regatul Unit și dacă vă aflați într-o altă țară. Sistemul pur și simplu vrea să știe unde vă aflați și să oferiți adresa la care locuiți. Să spunem că persoana care aplică este în Regatul Unit. Continuăm. Introducem aici un postcod, dăm click pe găsește adresa, selectăm adresa și mergem la următoarea întrebare. Când ai ajuns pentru prima dată în Regatul Unit ca să-ți începi perioada de rezidență? Dacă ai plecat într-o vacanță și te-ai întors, ai stat plecat o lună și apoi te-ai întors în Regatul Unit, acest lucru nu se ia în calcul. Sistemul vrea să știe când te-ai mutat în Regatul Unit și ai început să locuiești în această țară. Ziua, luna și anul. Dacă nu ți-aduci aminte ziua, poți să pui data de întâi a lunii respective. Luna și anul și da, verificați bilete de avion și așa mai departe dacă nu vă mai aduceți aminte. Și continuăm. Aici ne întreabă dacă am folosit alte nume în trecut. De exemplu, ți-ai schimbat numele pentru că te-ai căsătorit. Sau ai folosit un alt nume la locul de muncă, diferit de numele tău pe care îl ai pe documentul de identitate. Sau numele tău este scris diferit pe anumite documente. De exemplu, numele care apare în pașaport, numele cu care aplici pentru pre-settled status sau settled status, poate că este diferit de numele care apare pe National Insurance Number. Persoanele care au această diferențiere, ca să zic așa, s-ar putea să întâmpine anumite probleme și sistemul va avea nevoie de mai multe evidențe. Deci, na, răspundem cu da sau nu în baza circumstanțelor personale și
Continuăm. În cazul de față, numele nu a fost schimbat. Ai un National Insurance Number? Ai Nino? Da sau nu? Dacă nu aveți, puneți nu, dar dacă îl aveți, îl introducem în această căsuță. Sistemul va face anumite verificări automate și s-ar putea să proceseze aplicația mult mai rapid. Bun, am terminat de completat și cea de-a treia secțiune. Acum mergem la cea de-a patra secțiune cu privire la antecedente penale și infracțiuni. Ne întreabă dacă am fost vreodată condamnați pentru o infracțiune, dacă am fost arestați sau acuzați și în acest moment suntem în așteptarea unui proces, poate. Acest lucru se referă la infracțiuni în Regatul Unit sau în orice altă țară. Deci este foarte important să răspundeți corect cu da sau nu la această întrebare. Dacă vi se aplică, răspundeți cu da și s-ar putea să fie nevoie să oferiți mai multe informații cu privire la aceste lucruri. Vă recomand să spuneți adevărul, pentru că dacă o să mințiți și ulterior o să vă găsească, s-ar putea să vă anuleze statutul și așa mai departe. Deci răspundem sincer cu da sau nu. Dacă vreodată ai încurajat sau ai fost implicat în activități teroriste și așa mai departe, din nou, nu se aplică celor mai mulți și continuăm. Superb! Am terminat de completat și cea de-a patra secțiune. Nu știu cât o să mai dureze, dar trebuie să dăm click aici. Confirm and continue. Pe această pagină avem 3 seturi de întrebări la care trebuie să răspundem. Alegem câte o întrebare din fiecare set de întrebări. De exemplu, primul set. Care este numele primei școli la care ai fost? Bifezi întrebarea, răspunsul și treci la al doilea set de întrebări. Reține bine aceste răspunsuri pe care le oferi, notează-le undeva. Sistemul îți cere să faci acest lucru astfel încât să nu existe persoane străine care să încerce să se folosească de identitatea ta. Dacă ai probleme cu aplicația în viitor, vrei să discuți ceva cu ei, ei te vor întreba să le oferi aceste răspunsuri. Dacă nu vei fi capabil să le oferi, vor considera că nu ești tu persoana în cauză. După ce oferiți câte un răspuns la una dintre întrebări în fiecare set, apăsăm butonul continuă. Cum dorești să fii contactat dacă cumva sistemul vrea să ia legătura cu tine în legătură cu aplicația pe care o faci? Recomandarea mea pentru voi este să puneți e-mail. Dacă puneți telefon, poate nu vă sună telefonul sau sunteți ocupați și așa mai departe și ei nu o să stea să vă sune în continuu, dar dacă setați prin e-mail, ei vă vor trimite un e-mail. Asigurați-vă că nu pierdeți accesul la adresa de e-mail pe care o aveți și asigurați-vă că este 100% corectă. Continuăm. Declarația. Înainte să continui, trebuie să confirmi următoarele lucruri. Vă recomand să traduceți voi aceste lucruri, să luați bine aminte la ele. Foarte important aici, aplicația s-ar putea să fie refuzată și s-ar putea să fie urmărit penal dacă într-un mod conștient oferi informații și documente false. Pe această cale aș vrea să vă spun că există români cărora le-a fost oferit statut și ulterior sistemul făcând anumite verificări le-au anulat statutul. Deci mare atenție că vă creați singuri probleme dacă oferiți documente și evidențe false, ei vă prind foarte ușor că verifică statement-uri bancare cu băncile și așa mai departe. Și vă faceți un istoric prost în această țară că totul rămâne salvat în sistem. Așa că vă recomand să fiți cu luare aminte la acest subiect, nu oferiți evidențe false. Aici avem o întrebare, dacă v-a ajutat cineva să completați, dacă știți că nu vă descurcați cu limba engleză și puteți să spuneți că cineva v-a ajutat și posibil să fie nevoie să oferiți evidențe despre persoana respectivă. Oferiți detaliile unui prieten și așa mai departe care știți că vă poate ajuta și poate să vorbească pentru voi. Dacă nu v-a ajutat nimeni, puteți să bifați prima căsuță de aici. Dar dacă vorbiți limba engleză, cred că e ok. Cu puțin ajutor așa și înțelegeți voi ideea. Voi decideți ce răspundeți la această întrebare. Și aici scrie foarte clar, în momentul în care apăsăm acest buton, nu vom mai putea să schimbăm răspunsurile pe care le-am oferit. Haideți să apăsăm să vedem ce se întâmplă. Și acum trebuie să oferim detalii despre persoana care ne-a ajutat. Am răspuns că cineva m-a ajutat la întrebarea anterioară. Dacă aveți un prieten care vorbește limba engleză și este de încredere sau familie, puteți să
bifați această variantă și să introduceți detaliile persoanei. Dacă sunteți persoane în vârstă și chiar nu aveți pe nimeni în această țară și aveți nevoie de suport, puteți să bifați această variantă Charity or Community Group. Compania mea se încadrează la această secțiune. Sunt un fel de charity. O să încerc să vă ajut din acest punct de vedere, nu promit. Puteți să-mi scrieți în privat și eu la rândul meu o să iau legătura cu alte persoane care ar putea să vă ajute contra cost prin intermediul companiei mele. Încercăm să facem să fie bine pentru persoanele în vârstă care nu au relații în această țară și nu au suport din partea nimănui. Dar cei care aveți prieteni, vă rog să bifați această variantă, da? Fac excepție doar pentru oamenii în vârstă. Și aici avem o întrebare. Dacă oferiți consimțământul pentru persoana de mai sus să acționeze în numele vostru. Și răspunzând cu da la această întrebare, dacă sistemul are nevoie de anumite răspunsuri și așa mai departe, o să contacteze persoana de aici ca să vorbească în legătură cu această aplicație. Da, înainte să introduceți numele unei persoane aici, trebuie să discutați exact cu ea și să puneți exact ce ați ales prin aplicație, ce ați completat și așa mai departe. Și hai să continuăm. Pe această pagină ne informează cu privire la statutul pentru care aplicăm. Spune aici că nu poți să alegi, da? Deci statutul pentru care aplici este determinat de cât timp ai locuit în Regatul Unit. Persoanele care au bifat că au locuit mai puțin de 5 ani în Regatul Unit au declarat automat că aplică pentru pre-settled status și persoanele care au declarat că au locuit peste 5 ani în Regatul Unit au declarat că vor aplica pentru settled status. Cam așa se calculează. Și în anumite situații menționează aici că trebuie să încărcăm evidențe. Hai să continuăm. Ne întreabă din nou pentru cât timp am locuit în Regatul Unit. Această aplicație este pentru settled status, dar în același timp este și pentru presetel, pentru cei care bifați că ați locuit mai puțin de 5. Dar în cazul meu o să aplică persoana a locuit mai mult de 5 și continuăm. Și îmi apare automat că aplic pentru settled status în baza răspunsurilor pe care le-am oferit. Acest lucru înseamnă că am fost rezident timp de 5 ani consecutivi și în acești 5 ani am fost prezent în Regatul Unit cel puțin 6 luni pe an. Cam asta spun aceste lucruri, vă recomand să le mai traduceți ca să învățați mai multe despre acest sistem. De asemenea, mă informează că în baza National Insurance Number nu există istoric suficient cu privire la taxe și beneficii și așa mai departe care să confirme că persoana pentru care aplic a fost rezidentă în UK. Există anumite spații în recorduri și ei nu au fost capabili să verifice automat. Așa că trebuie să încarc niște evidențe. Haideți să continuăm. Pe această pagină mie îmi spune că trebuie să încarc evidențe pentru settled status, pentru că am specificat că am locuit mai mult de 5 ani în Regatul Unit. Poate că vouă o să vă apară că trebuie să încărcați evidențe pentru pre-settled status. În funcție de circunstanțele personale, vă recomand să dați click aici. Această frază este despre cum să folosești cât mai puține documente, da? Pentru că poți să încarci până la 10 documente, deci trebuie să ne organizăm puțin aici, astfel încât să încărcăm. Vă recomand să începeți cu cele mai importante. Deci strângeți toate evidențele undeva pe birou, da? Și acolo tot ce aveți, toate tipurile de evidențe pe care le aveți și de acolo începeți de la cele mai importante, începeți să le încărcați. Vă recomand să dați click pe aici, pe acest link și pe acest ghid. Acesta este un ghid oficial care ne învață ce tip de evidențe putem să folosim. Este în limba engleză, iar pe site-ul meu am tradus în limba română și am explicat. Pun link în comentarii și în descrierea acestui videoclip către articolul de pe site-ul meu, unde puteți să citiți în limba română. De asemenea, este foarte important ce menționează sistemul în partea de jos, că dacă trebuie să încărcăm evidențe, este bine să le încărcăm acum. Dacă nu facem acest lucru în acest moment, cel mai probabil va dura mai mult ca aplicația să primească un răspuns. Sistemul ne va contacta pentru mai multe informații. Deci cei care ați ajuns în aplicație la această pagină, este bine să încărcați din prima. Dacă nu încărcați din prima,
Asta este, așteptați și o să vedeți că sistemul o să vă contacteze ca să încărcați evidențe. Deci se poate și apoi, dar o să dureze mai mult. Eu în acest moment o să continui. Cred că acesta este ultimul pas. Trebuie să trimitem aplicația. Trimițând aplicația, confirm că aplici pentru Settled Status în cazul meu. Voi poate aveți pre-Settled Status. Și că documentele pe care le-ai încărcat sunt corecte după cele mai bune cunoștințe ale tale. Pentru a trimite aplicația, dăm click pe butonul verde Confirm și trimite. Aplicația a fost trimisă. În acest moment mi-a fost afișat și codul UAN al acestei aplicații. L-am ascuns aici. Vă recomand cu tărie să notați acest cod. Este emis și prin e-mail, dar este foarte important să nu pierdeți acest cod de referință care vine, repet, de la Unique Application Number. Aici pe această pagină ne informează cu privire la ce se întâmplă în continuare și o să dau click pe butonul verde de Sign Out și o să mă conectez din nou în aplicație să văd cum apare. Și după cum puteți vedea, în acest moment butonul verde s-a transformat precum butonul de la aplicația mea cea veche, când am făcut niște teste mai de mult. Deci sistemul a notat că în timpul aplicației nu am încărcat evidențe și trebuie să fac acest lucru. O să postez un nou videoclip pe acest subiect de 5-7 minute. De-a lungul timpului am fost întrebat de foarte, foarte mulți români cum se procedează pentru a încărca evidențe după ce trimitem aplicația. Așa că o să fac un nou videoclip și o să-l postez pe canalul de YouTube ca să fie ușor de accesat și ușor de văzut, da? De toată lumea. O să fie totul din nou pas cu pas. Vă recomand să vă abonați, dați like la acest videoclip dacă v-a fost de ajutor, abonați-vă gratuit la acest canal de YouTube și veți primi și voi o notificare de fiecare dată când voi posta un nou videoclip despre sistemul de acte din Regatul Unit. Vă reamintesc că desfășor un proiect împotriva corupției, postez videoclipuri și pe Facebook și pe TikTok, pe site-ul meu vă puteți abona gratuit la e-mail-uri și după ce vă abonați gratuit vă trimit e-mail-ul esențial al proiectului. În acest e-mail am inclus toți pașii prin care voi puteți să primiți ajutor gratuit în cadrul proiectului meu. Nu uitați, succesul nu este ceva ce apare printr-o simplă urare, ci succesul este ceva ce apare în urma acțiunilor noastre din fiecare zi.